Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Student Life. Continuăm seria emisiunilor, sunt student la UMFST, iar pentru astăzi mi-am propus să aduc în atenția dumneavoastră programul de studiu administrație publică. Așadar, o am astăzi alături de mine pe studenta Codarcea Mădălina Roxana, student în anul întâi la Facultatea de Economie și Drept, programul de studiu administrație publică. Roxana, eu te salut, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea. Bună, Anca, îți mulțumesc din suflet. Mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Sincer, am un pic emoții. Ne bucurăm și noi că ai acceptat invitația și că ai făcut posibil acest dialog. Aș dori să începem prin a te întreba cum anume ai luat decizia de a studia la UMFST, la universitatea noastră. În primul și în primul rând, m-am gândit că nu vreau să plec departe de familie și de prieteni. Am spus că dacă toată viața ei au fost în spatele meu și m-au susținut, am vrut să rămân alături de ei, am vrut să rămân în oraș. Și exact așa cum spuneam, în primul și în primul rând părinții și bunicii, apoi prietenii, am zis că sigur o să am colegi pe care îi cunosc. Cred că asta m-a determinat în mare parte să rămân aici în oraș și să aleg UMFST. De ce ai ales să optezi pentru programul de studiu administrație publică? Am să fiu cât de sinceră se poate și o să-ți spun că de mică am visat să mă văd undeva într-o firmă, pe tocuri, aranjată, tot timpul pusă la punct și am zis că cel mai tare cred eu că asta mi se potrivește. Inițial mă gândeam că poate într-o firmă să lucrez pe viitor, și după mi-am dat seama că poate mi-ar plăcea mai mult să lucrez într-o primărie sau într-o instituție publică și am zis că cel mai bine o să mi se potrivească acest profil. Cum ți-ai descrie parcursul universitar de până acum? Cum ți s-a părut primul semestru la noi la universitate? Interacțiunea cu cadrele didactice, cu colegii tăi? Ce părere ți-a lăsat până acum noul program de studiu? Având în vedere că nu știu cum era înainte facultatea, noi am început online și am ținut-o doar online. A fost destul de bine. M-am acomodat, să zicem, ușor, deși, într-adevăr, mi-ar fi plăcut mult mai mult să fie fizic, să-mi cunosc toți colegii, să-mi cunosc profesorii, să văd și eu cum e viața de student. Dar oricum, Doamne ajută să avem parte de așa ceva și sigur o să avem. Interacțiunea cu profesorii a fost bună. Materiile au fost destul de ciudate, având în vedere că toate au fost noi, o grămadă de termeni noi. A fost așa un impact și emoțional și de toate. În schimb, ne-am descurcat. Am avut o comunicare foarte bună cu absolut toți profesorii, cu profesorii, inclusiv noi între noi, chiar dacă nu ne cunoaștem, chiar am comunicat foarte bine, ne-am înțeles foarte bine. O parte dintre noi ne-am și cunoscut, am mai făcut câte o ieșire și noi cum am putut, deși nu ne-am întâlnit toți, dar chiar dacă nu ne cunoaștem, chiar am comunicat foarte bine unii cu alții și ne-am înțeles super bine. Chiar mă bucur că până acum ți-a lăsat totul o impresie bună. Povestește-ne despre câteva experiențe la care ai luat parte. Mă gândesc că majoritatea fiind în mediul online, poate participa la anumite conferințe sau evenimente pe anumite platforme, cursuri ținute de anumiți profesori care pot spune că te-au marcat sau te-au ajutat să înveți cât mai multe. La începutul anului, o să încep chiar cu începutul, mi s-a prezentat de o organizație, ELSA, și mi s-a spus că avem și noi posibilitatea să intrăm în această organizație. Am ținut o conferință cu mulți dintre ELSA și vechi și mi s-a părut ceva super interesant. Mi-a povestit de tot felul de conferințe cu invitați speciali, avocați, judecători, criminaliști. Mie îmi plac foarte mult aceste lucruri, să... Oricum, îmi și place foarte mult să mă implic în orice se poate, în tot, dacă se poate. Și
am zis că ar fi o experiență nouă care merită încercată, mai ales că ține și de facultate, ține și de psihicul meu, ține și de dezvoltarea mea personală și am zis că o să încerc. Ei bine, am intrat în această organizație și am participat la diverse conferințe cu diversi profesori de la noi din facultate sau poate chiar cu alți profesori, alți avocați, alți judecători și mi s-a părut ceva foarte interesant. Ce m-a marcat cel mai mult pe parcursul acestui semestru au fost seminariile ținute de domnul Raul Miron, profesor avocat în cadrul universității. De ce? O să spun și de ce. Pentru că este un om foarte sever și în același timp un om foarte cum se cade. E genul ăla de om care te face să tocești materia, dar nu neapărat pentru tine, ci mai mult ca să-l faci pe el mândru de tine. Asta mi-a plăcut cel mai mult și sper în continuare că o să continuăm cursurile și seminariile cu el. Ai spus mai înainte de faptul că faci parte din organizația ELSA. Ce presupune anume, mai exact, această organizație și ce te-a motivat să iei parte la toate activitățile acestea? Ce m-a motivat cel mai tare au fost discursurile colegilor mei, care au fost exagerat de convingători. Cred că mai mult pentru dezvoltarea mea personală, pentru a cunoaște cât mai mulți oameni noi, pentru a avea mai multă activitate pe lângă facultate. Pentru, așa cum am zis, pentru a cunoaște oameni noi, dar în mod special pentru a putea participa activ, pentru a putea pune întrebări invitațiilor de la conferințele organizate de ELSA. Având în vedere că am intrat în această organizație destul de devreme, am avut deosebită plăcere de a o ajuta pe Diana în organizarea conferințelor. Mi-a plăcut foarte mult să mă implic și m-am gândit că asta o să mă ajute cel mai mult în dezvoltarea mea personală. Corect. Toate activitățile au avut până acum loc doar în mediul online sau ați avut ocazia să ieșiți și pe teren? Din păcate au fost toate online. Da, dar să sperăm că cu timpul va fi totul bine și veți putea desfășura și activități în mod fizic. Și cu siguranță vei avea parte de mult mai multe experiențe. Doamne ajută! Cum anume crezi că acest program de studiu, administrație publică, contribuie la dezvoltarea ta personală? Că ce menționat de mai multe ori acest concept dezvoltare personală. Din punctul meu de vedere, am foarte multe de învățat din acest profil. Mi se pare că am mai multe posibilități. Am și partea strictă de administrație publică, am și o destul de mare parte de drept, ceea ce îmi place foarte mult, însă nu aș fi ales dreptul, să studiez strict dreptul, pentru că mi se pare că administrația publică are mai multe ramuri, din care pe viitor o să am mai multe de ales. În momentul de față nu știu exact ce o să se întâmple pe viitor sau unde o să-mi doresc să lucrez, dar ce-mi place cel mai mult în momentul de față sunt absolut toate materiile de la administrație publică. Pentru că e ceva nou și e ceva diferit. E diferit și față de ce am făcut în liceu, pentru că eu am terminat la liceul economic, am terminat tehnician în activități economice și toate profilele, toate materiile sunt noi. Și mi se pare foarte interesant. Lucruri din care ai foarte multe de învățat, ai foarte multe cunoștințe de acumulat din mai multe domenii. Asta îmi place cel mai mult. Și cred că asta mă ajută și pe mine și cred că asta i-ar ajuta și pe alții în dezvoltarea lor. Deci, din câte îmi povestești până acum, putem conchide faptul că a fost o alegere foarte reușită, optarea pentru acest program de studiu. Da, din punctul meu de vedere chiar am făcut cea mai bună alegere.
Și cu siguranță dacă acum, încă din anul 1, au ajuns să-ți placă atât de multe, până în anul 3 cu siguranță va ajunge să te pasioneze tot ce e legat de domeniul acesta. Da, sunt convinsă de asta. Crezi că e un avantaj faptul că ai ales să studiezi aproape de casă? Iar mai apoi, ce oportunități crezi că îți poate oferi acest oraș, Târgu Mureșul? Din punctul meu de vedere, cele mai multe oportunități mi le oferă faptul că am rămas în acest oraș. De ce? Pentru că, așa cum am spus și la început, aici am familia, prietenii. Am decis să rămân acasă pentru familie, în cea mai mare parte. Am zis, știi și tu vorba aia, că dacă vrei să înveți, înveți oriunde și oricum. Corect. Și oricum cred că aș fi optat să rămân acasă, deși m-am gândit la un moment dat să plec în alt oraș și am zis că nu are rost. Am acasă toate condițiile. Am familia, am prietenii, am un acoperiș deasupra capului, mă așteaptă mama cu mâncare făcută acasă, nu mai trebuie să port și eu grija la toate aceste lucruri. De siguranță sunt multe motive. Da, și ce mi-a oferă Târgu Mureșului? Tot. De exemplu, cum ar fi și obiectivele turistice, că așa cum spunea și Diana, prin programul ELSA, probabil o să mai avem schimb de experiențe. Și probabil o să mai vină în oraș și alți studenți din alte orașe care, cu ajutorul meu, ar putea să cunoască orașul. Sunt foarte multe locuri de vizitat în acest oraș și foarte multe personalități de cunoscut, așa cum am cunoscut și eu prin programul ELSA. Cu siguranță vei avea și tu oportunitatea de a merge și tu, la rândul tău, în anumite schimburi de experiență și vei putea vedea mult mai multe. Așa este. Cum ai reușit să te adaptezi sistemului de învățământ online, mai ales că fiind anul întâi, voi ați fost aruncați direct în mediul online, nu ați avut șansa de a merge propriu-zis, măcar pentru o scurtă perioadă de timp la universitate? M-am adaptat destul de ușor și repede, pentru că, având în vedere că și în semestrul 2 de la liceu l-am făcut tot online, deja încet, încet ne-am dat seama cum funcționează. Însă, cu toate că aș fi preferat să mergem fizic, cred că oricine ar fi preferat, a fost destul de bine. Nu știu, a fost foarte, foarte ușor, foarte lejer tot. Poate că dacă am fi fost fizic la facultate, ar fi fost altceva. Știți cum e, toată lumea cum zice, wow, viața de student. Sunt convinsă că o să avem și noi parte de așa ceva. Să sperăm că în cel mai apropiat timp. În rest, a fost chiar ok. Așa cum spuneam, ne-am adaptat destul de ușor și cu profesorii și noi între noi. A fost ok. Pe lângă viața universitară, căci doar despre aceasta am vorbit până acum, ce anume practici tu în timpul liber? Care poți spune că ar fi pasiunile tale? Îmi place foarte mult să citesc. Îmi place să mă plimb, să fac mișcare cât de mult se poate. Și până acum ceva timp am participat, am fost voluntar la o organizație numită Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi. Am avut deja aproape 6 ani vechime în această organizație și, sincer, îmi pare chiar foarte rău că pandemia asta ne-a distrus. Mi-e dor de tot ce se întâmpla înainte, îmi doresc din tot sufletul să reluăm absolut toate activitățile, cele care țineau de mai mulți prieteni, cele care țineau doar de mine. Îmi este dor de tot ce se întâmplă, să merg, să vizitez locuri. Mie îmi place foarte mult să merg la muzee, fie că în Târgu Mureș, fie că în alte orașe. Din păcate, nu s-a mai putut face nici asta. Dar așa cum spuneam, cititul și plimbările în mare parte, asta e. Minte sănătoasă în corp sănătos, nu? Da. Foarte bine că faci mișcare.
Cum anume reușești să păstrezi tot timpul un echilibru între universitate, locul de muncă, căci din câte știu și lucrezi, și viața ta socială? Cum reușești să îți organizezi timpul astfel încât să reușești să le faci pe toate bine și eficient? Să știi că la locul de muncă am renunțat tocmai pentru a-mi putea împărți mult mai bine timpul la facultate și timpul meu liber personal. Încă de mică am învățat să îmi gestionez timpul pe ore. De exemplu, învățam o oră la o materie, o oră la alta, făceam jumătate de oră pauză. Ei, asta o făceam în trecut. În prezent, fiind facultate și fiind ceva mai mult de învățat, am zis că o să învăț pe zile, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să las totul pe ultima sută de metri. Îmi place să învăț din timp, pentru că dacă las pe ultima sută de metri, încep să mă stresez și știi cum e. În momentul în care omul se stresează, nu mai e bun de nimic. Corect. Îmi place să fac totul din timp, să fie totul organizat. Sunt o persoană foarte organizată, îmi place să am totul în ordine și să am totul sub control. Fiind studentă, am spus că cel mai bine mi se poate organiza timpul, de exemplu, să învăț până seara la ora 8, cum termin cursurile, deși în unele zile chiar aveam cursuri până seara la 8. În acele zile nu mai învățam nimic, eram prea obosită, erau prea multe ore de stat la calculator, aveam ochii prea obosiți, așa că luam decizia de a ieși. Ieșeam, mă plimbam, era să mă relaxez, dar a doua zi se putea să am cursuri doar până la ora 4. Și dacă aveam doar până la ora 4, până diseară la 8 învățam și tot așa la ora 8 ieșeam. Asta mi s-a părut mie cea mai bună variantă și așa m-am obișnuit de când am început anul universitar și cred că o să continui așa pentru că am văzut că funcționează și mi se părea relaxant. Nu depuneam nici efort fizic, nici psihic și reușeam să îmi relaxez în același timp și mintea și corpul și gestionam toate într-un timp foarte bun. Deci reușești să împletești tot timpul învățatul, viața universitară cu relaxarea, Da. ceea ce este foarte bine. Te ghidezi după anumite modele pe care le-ai preluat de-a lungul timpului sau chiar un motto după care îți ghidezi tu viața și alegerile? Sincer, nu. Tot timpul mi-am dorit să ajung mai sus, mai sus decât propria mea ființă. Tot timpul mi-am dorit să fac ceva mai mult și am încercat și de multe ori chiar mi-a ieșit. Și chiar îmi doresc din tot sufletul să fac asta și acum, să ajung ceva mai mult decât ceea ce îmi doresc eu în prezent și tot timpul asta o să încerc să fac. O să fac tot posibilul să ajung la un nivel mediu, iar în momentul în care am ajuns în nivelul mediu, o să mă chinui să fac și mai mult. Ce anume te motivează să devii mai bună, cât mai bună în domeniul pe care tu ți le alegi și să manifesti o implicare cât mai activă, să devii tot timpul mai bună? Părinții și bunicii. Tot timpul am vrut ca lor să le demonstrez cât de multe pot să fac și cât de bine pot să mă descurc în tot ceea ce fac. Și vreau să-i fac mândri de mine, cu toate că știu că sunt deja, vreau mai mult, vreau să se laude cu mine, vreau să fie mândri cu mine și de mine. Cât de important crezi că este să ne stabilim mereu scopuri, anumite ținte în viață? Căci ai spus mai devreme faptul că mereu țintești sus și vrei să devii tot timpul mai bună. E un lucru foarte important să ne dorim tot timpul mai mult, pentru că dacă ne mulțumim cu puțin, probabil nu o să ajungem niciodată unde ne-am fi dorit de fapt să ajungem. Eu cred că fiecare din noi are o mică părticică acolo undeva ascunsă care își dorește să facă mai mult, doar că cei mai mulți dintre noi sunt comozi și probabil se mulțumesc cu puțin. Eu, spre deosebire de alții, nu mă mulțumesc cu puțin. Mie nu mi-ajunge, niciodată nu mi-ajunge puțin. Eu tot timpul vreau mai mult și tot timpul fac
tot ce pot și tot ce îmi stă în putință să fac mai mult și tot timpul asta am încercat să fac și cu oamenii din jurul meu. Tot timpul am încercat să-i îndemn să facă mai mult, pentru că nu ține de mine, ci ține de ei și de psihicul lor să se simtă ei împliniți. Asta mi-am dorit tot timpul, să ajut și să ajut atât din punct de vedere psihic, cât și din alte puncte de vedere. Tot timpul mi-a plăcut să ajut oamenii cu tot ce am, cu efectiv tot ce am putut. Foarte bine faci și chiar mă bucură mult să aud acest lucru. Ce planuri de viitor ai? Ce așteptări ai tu pe mai departe, în următorii ani de facultate? Bună întrebare! Să știți că nu m-am gândit la asta până acum. Mi-ar plăcea să cunosc studenți din toate cadrele universității. Mi-ar plăcea să văd fiecare cum se descurcă, cum își gestionează timpul și ce le place la profilul la care ei au ales. Căci, poate pe viitor, s-ar putea și ei la rândul lor să mă influențeze pe mine, să mai fac ceva pe lângă administrația publică. Pentru că, așa cum spuneam, îmi place să fiu peste așteptările mele, inclusiv peste așteptările altora. Iar în cadrul facultății mi-aș dori să cunosc cât mai multe programe studențești, cât mai mulți oameni, și să mă implic în cât mai multe activități ce țin de facultate, poate chiar și pe lângă facultate. Pentru că nu se știe niciodată cu ce o să mă ajute în viață și eu consider că cu cât ai mai multe activități în care să te implici, cu atât mai mult o să te ajute pe viitor și în dezvoltarea ta. Și nu contează că ești tânăr, adolescent și ai 19-20 de ani sau ai 45 de ani, căci dezvoltarea ta personală se poate dezvolta la absolut orice vârstă, iar eu cred că niciodată nu este prea târziu să faci ceva nou. Cu siguranță. Mădălina, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, te-aș ruga să transmiți un gând celor care ne urmăresc acum. Așa cum probabil am mai repetat, dragii mei, eu vă îndemn cu cea mai mare dragă de inimă. Faceți tot timpul ceea ce vă place, dar nu vă mulțumiți niciodată cu puțin. Tot timpul gândiți-vă că dacă pot să ajung mai sus, poate și celălalt de lângă mine să ajungă mai sus. Puneți-vă ambiție, luați-vă inima în dinți și treceți peste minimul ăla pe care îl puteți și ajungeți cât mai sus și simțiți-vă cât mai bine. Mulțumim mult pentru îndemn și mulțumesc mult încă o dată pentru faptul că ai acceptat invitația noastră și te așteptăm cu mare drag și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu din suflet pentru invitație și, așa cum spuneam la început, că am avut emoții chiar a decurs foarte bine și m-am simțit bine să spun toate chestiile astea și să îndemn și pe ceilalți să facă mai mult. Și sunt sigură că vrei reuși și tu la rândul tău să faci și să fii mai mult și îți urez mult succes în toate proiectele pe care tu ți le-ai propus. Mulțumesc! Mult succes și ție și tuturor care ne urmăresc! Mulțumesc! Dragi telespectatori, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și vă rog o seară cât mai plăcută! La revedere! La revedere!